Eu sunt la București și Matai ești la Chișinău. Da, de asta zic, da. Ai reușit să intri în Moldova și nu te-au reținut, nu te-au arestat, chiar dacă ai o sentință de condamnare. În primul rând, sentința de condamnare ea nu poate fi executată deoarece eu am depus apel. Acest apel a fost depus încă în 2017, deci un an, aproape 2 ani de zile, un an și ceva, deci Curtea de Apel a examinat apelul, s-a sentința în vigoare, deci și eu am depus recurs, toți au depus recurs în cauza asta. Curtea Supremă de Justiție, iarăși, din 2019, până iată în februarie 2021, din noiembrie undeva, din decembrie a ajuns dosarul la ei, din decembrie 2019 până în februarie 2021, ei au ținut dosarul la Murat. Și eu... Îți dai seama să te găsească până la urmă nevinovat, dar să te fi arestat. Ai fi stat câțiva ani închis în așteptarea dreptății. Cum stau atâția oameni prezumtiv nevinovați, dar stau în arest chiar după prima instanță. În principiu, ei nu ar trebui să-i ții, deci, în arest preventiv mai mult de un an de zile, dar aceasta este la noi o justiție selectivă, iată, pe unii eliberează, pe alții nu eliberează, deoarece sub motiv că este sentință de condamnare și deci cum va decide de acum Curtea de Apel sau Curtea Supremă de Justiție, vei fi achitat sau vei fi condamnat și atunci se va hotărâ problema eliberării din arestul preventiv. Iată, pe Rimski l-au ținut 4 ani de zile în arest preventiv, fără sentință definitivă. Valentin Rimski, el a ispășit 9 ani din pedeapsă, 12 ani și iau că e bolnav și sfârșitul lui e aproape. Dar altfel eu cred că nu ce se face în justiția Republicii Moldovei este ceva, mai ales în sistemul penitenciarilor. Iată eu, de ce te-am rugat să discutăm, deoarece iată eu am, de când am venit la Chișinău, eu am depus vreo 3 cereri în judecat, în instanță de judecată, sub cereri de urgentare examinării cauzei mele, despre încasarea pagubelor materiale și morale care mi-au fost cauzate. Și iată, am cerut asta ca să, trec la ce, ca să vedem cum lucrează organele din sistemul justiției din Republica Moldova. Și iată, am depus și cerere. Iată, am depus cerere de retragere. Iată, o cerere aceasta este înregistrată la Procuratura Generală. Am depus-o pe numele Procurorului General. Și am depus-o când? Când, după ce am aflat că domnul Stoianoglu s-a implicat direct și personal în eliberarea din pușcăria domnului Platon. Eu nu cunosc în principiu în detalii nici dosarul lui Platon, dar am crezut că în principiu aceasta este un început în activitatea procurorului general și a procuraturii de a se pocăi, de a recunoaște că au greșit, procurorii au greșit și deci își retrag învinuirile în anumite situații, când au greșit într-adevăr. Dar și iată, am crezut că e un fapt bun, o acțiune bună din partea Procurorului General și a retras învinuirile într-un caz anumit, a cerut eliberarea persoanei din arest după condamnare, după cât am înțeles. Iată, deci eu am cerut și eu. Deoarece, și am cerut nu așa aiurea din propria mea dorință, dar am cerut retragerea învinuirilor organelor de anchetă și procuraturii în cauza în care Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia ilegală a Curții de Apel Chișinău în cauza mea personală și încă a 4 persoane. Sau noi am fost 7 de la început învinuiți, pur sub învinuire. Am rămas 2 condamnați, ceilalți au scăpat prin diferite... Deoarece, în principiu, învinuirile împotriva lor erau aberante. Dar trebuia măcar unul de la stat ca cumva să găsească motiv că
pentru condamnarea mea, că nu numai eu am fost condamnat, dar au mai fost condamnat și alții. Chiar eu am cerut cerere de retragere a învinuirilor adresându-mă procurorului general. Și ce crezi? Iată, cererea mea e înregistrată pe 25 iunie. Iată cum lucrează procuratura generală. Cei mai competenți procurori. Iată ei ce fac. Cererea înregistrată la 25 iunie. Și mie ei ce fac? Îmi dau răspuns la cererea mea de retragere. La 24 iunie. Iată aceasta, deci este o neglijență, o parte din neglijență. Deci ei, eu înregistrez cererea la 25 iunie, dar ei îmi scriu că îmi răspund la 24 iunie și ce îmi răspund? Că cererea mea este neîntemeiată, că da, ea se admite retragerea învinuirilor, dar în baza unei ordonanțe și în cazul când se constată că cumulul de probe nu confirmă învinuirea. La mine, deci în cazul meu, nu știu ce a fost la Platon și cum, deci acolo, dar în cazul meu, deci Curtea Supremă de Justiție, 5 judecători au scris pe 10 pagini despre încălcările care au fost admise de anchetători și procurori în cauza mea. Și din toate aceste 10 pagini care și acolo se, cu exemple concrete, că nu s-au în dosar lipsesc ordonanța de începerea urmăririi penale, că ea la timpul respectiv a fost falsificată și ea în general, dacă a fost în original, a dispărut în general din dosar, nu există un șir de alte ordonanțe, inclusiv ordonanța de punerea mea sub învinuire și așa mai, deoarece tot a fost falsificată. Și iată, Curtea Supremă de Justiție a trimis la rejudecare la Curtea de Apel cu observații care în principiu ancheta nu le poate îndrepta și nici procurorii. Iată, în baza asta eu am cerut retragerea învinuirii. Și iată, domnul procuror Vladimir Adam scrie o hârtie absolut așa aiurea și îmi spune că cererea nu poate fi retrasă, învinuirile nu pot fi retrase. Las hotărească judecată. În general, dacă cineva se adresează la procuratură că învinuirile au fost ilegale, ei spun că nu, noi trimitem dosarul în judecată sau l-am trimis în judecată și lasă hotărească judecată. Dar eu vreau să-l întreb pe domnul Stoianoglu, căruia el cunoaște foarte bine dosarul meu și mai ales dosarele cu S.A. Gemeni. Dumnealui nu dorește să reacționeze. Dar în cazul lui Platon, cum s-a implicat? Și cel mai interesant că domnul Stoianoglu, atât dacă el nu spune acolo la televiziune, la Puterea Patră sau la care, la ora expertizii, dar de ce s-a implicat domnul Stoianoglu nemijlocit în soarta lui Platon? Și el nu, eu cred că a făcut o mare greșeală dumnealui. Nu știu din ce considerente. Ci el nu avea subaltern ca să se ocupe de cauza lui Platon și să retragă învinuirile. De exemplu, eu consider că domnul Stoianoglu, în cazul dat al Platon, a făcut abuz de putere. Deoarece el s-a amestecat într-o cauză concretă, personal. Deci, acolo era procurorul de caz. Toate acțiunile pe care le-a făcut domnul Stoianoglu, în dosarul respectiv, trebuia să le facă procurorul de caz. Eu nu știu de ce personal domnul Stoianoglu a semnat ordonanța asta, urmează, cred că cineva să verifice ulterior. După ce domnul Stoianoglu își va da demisia, cred eu. Dar, iată, în cazul și dumnealui putea, deci, să dea, domnul procuror general, putea să dea indicații în scris procurorului de caz și să-i facă observații. Uite, domnul procuror, trage atenția ce, și eu consider că trebuie să noi să ne retragem învinuirile. Dacă el a procedat așa, atunci a procedat legal, cum spune domnul fost procuror al municipiului Chișinău, Diacov. Dar dacă dumnealui a semnat personal ordonanța, s-a implicat, s-a dus și a dat mâna pe parmis cu domnul Platon după ce a ieșit din penitenciar. Și asta este ceva ieșit din comun. Și iată, eu, de exemplu, cum lucrează domnul procurorii, domnul
Vladimir Adam mi-a dat un răspuns absolut, așa știi, imediat și superficial, cum de ei procedează toți procurorii. Păi el ți l-a dat nu imediat, dar anticipat, dacă m-a tatăi plâns pe 25 și el ți-a răspuns pe 24, asta e din cum e, viitor ți-a răspuns. Da, nu, eu admit că aici s-a făcut o greșeală și poate nu Adam a făcut-o, dar dar asta dovedește despre nepăsare și neatenția și cineva i-a întocmit domnul Adam această hârtie, dar el a semnat-o, aici stă semnul, eu nu știu, poate nici n-a semnat-o, dar aici a scris domnul Vladimir Adam, iată, el e procuror șef al secției unificare a practicii în domeniul reprezentării, învinuirii în instanță de judecată. Închipuiți cum ei își îndeplinesc funcțiile ceilalți, dacă domnul șef Vladimir Adam semnează o hârtie și nu se uită la date. Acum început mai adânc ce se face. Iată, vine a doilea răspuns. Eu după asta am cerut audiență la domnul procuror general. Cererea de audiență. Iată, înregistrată cu ștampila procuraturii originale la 02.07.2021. Am înregistrat cererea de audiență. Chiar astăzi primesc de la Procuratura Generală sub semnătura domnului de acum Igor Serbinov. Iată, domnul Vladimir Adam, eu îl cunosc de când el era mărincă din Surat. Era numai ce terminați facultatea. Și domnul, interesant că până în prezent domnul Vladimir Adam n-a plecat la pensie. Ar fi făcut foarte bine dacă ar fi plecat. Iată, domnul Igor Serbinov îmi răspunde. El este procuror șef al direcției judiciare. El îmi spune că, într-adevăr, nu se poate de retrage, nu putem retrage, deci cererea de, ei nu pot retrage învinuirile în cauza mea și a celorlalți colegi ai mei. Aici el îmi spune, totodată evocăm, el cred că a vrut să scrie, invocăm, că conform legislației în vigoare, renunțarea procurorului, auzi, la învinuire se face doar în cadrul examinării cauzei penale în fond. Eu nu știu, el îmi scrie aici, renunțarea conform legislației în vigoare. Iată ce scrie. Conform. Dar care legislație, care articol, care punct, care aliniat? Nu scrie. De unde a luat el asta că numai în instanța de fond se poate fi retrasă învinuirea? Dar dacă la instanța de apel se dovedește că învinuirea este aberantă și în general neîntemeiată, ce faci? Dar dacă la Curtea Supremă de Justiție se dovedește procurorul, ei tot timpul? Iată, eu vreau să-l întreb pe domnul Igor Serbinov. Asta e fostul meu student. Și este un procuror... Fost procuror general adjunct. Da. El, domnul Igor Serbinov, eu cred că poate a dat Dumnezeu și a plecat din sistemul procuraturii. Iată, acum o să vorbim de ce. Și iată, dumnealui este fostul meu student și mie cam pare rău. Că, deci, dumnealui, de unde a luat el aceasta că numai instanța de fond procurorii poate să retragă învinuirile? Și domnul Serbin îmi scrie, ia uite, și la sfârșit îmi scrie că audiența se consideră a fi inoportună. Adică un șef de direcție al Procuraturii Generale decide să fie admis în audiență la Procurorul General sau să nu fie în audiență la Procurorul General. Eu nu știu, domnul procuror general a văzut cererea mea de audiență, măcar. Eu îmi pare că în cererea de audiență, ca să nu citim acum toate, am scris că ori la procurorul general, ori la înlocțitorul procurorului general, că la dânsă era o regulă, că dacă șeful de direcție, iată, damii mi-a spus că nu poate fi retras învinuirile. Eu m-am adresat, conform competenței, procurorului ierarhic superior, adică înlocțitorul procurorului general sau un procurorul general. Și atât în loc să primesc răspuns, cel puțin cu subsemnătura procurorului adjunct sau personal al procurorului general, îmi scrie domnul Igor Serbinov că nu pot să am audiență la procurorul general. Dar de ce, domnul Serbinov, nu pot să am
audiență la Procurorul General. Poate dumneavoastră nici nu știe că dumneavoastră mi-ați dat acest răspuns ilegal. Și eu o să contest acest răspuns. O să nu scriu odată. O să scriu cereri de audiență repetată la Procurorul General, domnul Stoianoglu. Acum despre... Iată, cam am arătat cum lucrează procurorii la Procuratura Generală. De acum nu mai am... Totodată, eu cam aceleași cereri le-am depus și la Procuratura Anticorupție. Iată, de la ei aștept tot răspuns. Ăștia văd că se gândesc mai mult. Am cerut audiență la procurorul șef anticorupție, dar nu aștept că ăștia o să mă primească și o să mă asculte. Eu am fost personal, de acum am intrat la Procuratura Anticorupție, am fost la audiență la procurorul de serviciu, am fost la CNA, la ofițerii de serviciu și la ofițerul, capitanul, nu vreau să nu-i numesc nume, Scutar, la capitanul Scutar care s-a ocupat de dosarul Gemi. Eu am fost la Procuratura Anticorupție în privința celor de la evenimentelor de la Gemeni, mai ales conform, după evenimentele s-au produs după 9 iunie 2021, nu de mult, când Curtea Supremă de Justiție a luat o decizie absolut aberantă și a legalizat afacerile ilegale care au fost încheiate între Guvernul Republicii Moldova, interimar guvern, și cei de la ASA Gemeni, actuala ASA Gemeni. Deoarece guvernul și Curtea Supremă de Justiție nu a îndeplinit hotărârea CEDU. Deci Curtea Supremă de Justiție nu și-a anulat decizia ilegală din 20 iulie 2005. Deci Gemeni, conform CEDU, este lichidată, dar conform hotărârii Curții Supreme de Justiție, decizii Curții Supreme din 2005, ea este restabilită și funcționează și azi. Și cum putea, dacă Gemeni este restabilită și funcționează și azi, statul să plătească celor care au obținut venitul de la Gemeni 4 milioane, aproape 4 milioane de euro. Plus aceea, statul operează jumătate, de mult ar fi trebuit la stat, cel puțin aproape jumătate din averile Gemeni. Deci, în principiu, iată, tot guvernarea actuală, agentul guvernamental, procurorii, inclusiv procuratura generală și Curtea Supremă de Justiție, judecătorii care au examinat cauza respectivă, 5 judecători sau 5, eu au cauzat undeva din jurul 10-15 milioane de euro. Și cine o să răspundă pentru asta? Eu, datorită celor evenimentul la Gemeni, sunt 6, 15 ani, mă aflu sub banchete. De acum am 16, dacă nu am 17 ani. Și băieții stau liniștit, au domnul Voronin, care a acaparat Gemeni în 2007, cu domnul Plohodniuc împreună, el acum a devenit deputat, domnul Plohodniuc și nu știe unde, domnul ceilalți care au participat la acapararea Gemeni stau bine, mersi, au mai trecut pe unii prin penitenciar, dar par mi s-au ieșit de acolo. Și parcă nimic nu s-a întâmplat. Ei mai departe se folosesc de averile Gemeni, obțin din și tot e bine și frumos. Dar cu ce ocazie? Și iată, deci, acum, auzi, iată, ieri am ascultat o emisiune cu participarea lui domnului Nantoi, fost deputat și proaspăt ales deputat Pasului, a discutat problema schimbării procurorului general, am înțeles. Și iată, nu știu ce spune acum domnul Stoianoglu, dar uite ce se întâmplă. M-am interesat foarte detaliat, mai cât de cât adânc despre situațiile din organele de drept a Republicii Moldova, de ce am venit să văd care e situația. Și nu cred că cineva o să mă aresteze până mai știu eu când, acolo, dar și cred că o să fiu achitat, că alte variante nici nu există acolo. Noi n-am să văd nicio crimă, deci nu există crimă. Eu, dacă n-aș vrea acum, dacă va trebui, o să ies, o să fac o conferință de presă specială și o să citesc cele 10 pagine care le-a scris judecătorul Curții Supreme de Justiție în cazul meu. Acolo, deci, totul pus la punct și organele nu pot, deci. Dar astăzi se duce o discuție foarte, așa, adică în ascunselea,
care va fi soarta mai departe a celor care au furat milionul, miliardul, care deci au făcut asemenea au fabricat dosare penale în masă. Și am înțeles că lor li se spune, deci că domnul Plohotniuc nu este de parte, domnul Plohotniuc îi susține pe toți, deci nu va fi nimic mai schimbări, procurorul general va rămâne în funcție, procuratura anticorupție va rămâne în funcție, poate Centrul Național Anticorupție va fi lichidat, dar eu vreau să subliniez că mulți au cerut lichidarea Centrului Național Anticorupție, dar Centrul Național Anticorupție n-a fost principalul vinovat în toate aceste atrocități, deoarece ei fără procuratura anticorupție nu puteau face niciun pas și nici acum nu pot face. Mie mi s-a dat de înțeles direct că CNA este gata să acționeze, dar ei nu sunt lăsați de procuratura, de procuratura anticorupție și procuratura generală. Iată care mi s-a spus cam direct. Și deci ei, toți ăștia care au lucrat la comanda echipei Voronin-Plohotniuc, sunt aproape sigur că o să rămână. Și eu am văzut ieșirile lor, iată, nu știu ce spune acum domnul Stăinoglu, am ascultat, văzut și ieșirile domnului Dodon, foarte încrezătoare, foarte, știți, sigur pe sine, că ei tot vor continua așa să activeze, să trăiască, până acum au trăit până acum și nimic nu se va întâmpla. Eu vreau să le stric puțin dispoziția, știi de ce? Deci eu vreau domnul procuror general și procurorilor anticorupție și celorlalți la procuratura generală să-i sfătă să citească atent Constituția Republicii Moldova. Ei de obicei nu vor să citească, dar nu trebuie toată Constituția, atât eu o să le sfătă să citească și atât pentru ascultătorii noștri. Știm articolul. Deci ei ce spun? Că procurorul general nu poate fi destituit din funcție, din parlament și nici de președinte. Deci ei spun că Consiliul Superior, ca să fie destituit procurorul, propunerea trebuie să vină la Consiliul Superior al Procuraturii, dar Consiliul Superior al Procuraturii sunt băieți buni și doamne simpatici și competente și ei nu se permită ca să apară așa propunere. Și se prevede că domnul Stoianoglu va rămâne încă vreo 5 ani în funcție, dar eu vreau acum să le stricăm puțin dispoziția și să le spunem că iată articolul 120 și... Da, iată, dacă am încurcat altă Constituție în redacție veche. Iată, eu recomand domnului procuror general să iască articolul 125 cu indicele 1, punctul 2. Care ultima frază în punctul 2 scrie: procurorii, în cadrul Consiliului Superior al Procuraturii, al procurorilor, procurorii în cadrul Consiliului Superior al Procurorii constituie o parte importantă. Ce ne spune nouă asta? Adică procurorii nu numai decât pot avea majoritatea în Consiliul Superior al Procurorilor. Înțelegi? Adică parlament și în Constituție nu scrie cum se formează Consiliul Superior al Procurorilor, câți trebuie să fie acolo, câți procurori trebuie să fie, cât pot fi și de alții. Iată, în punctul 2, în prima propoziție, scrie că membrii Consiliului Procurorilor pot fi procurori și reprezentanți al altor autorități, instituții publice sau ai societății civile. Adică, actualul Parlament, într-o zi, două, sunt băieți, eu cred că au specialiștii respectivi, care modifică legea respectivă, declară actualul componență a Consiliului Superior al Magistraturii, că sunt câte vrei dovezi, că ei au tolerat fabricarea în masă a dosarelor penale de cât procurori și anchetători diferite ranguri și ei trebuie să fie înlocuiți actualul Consiliu Superior al Magistraturii. Orice lege. Al procurorilor, CSP, al nu CSM. CSM, Dumnezeu cu dânsul, asta e altă problemă. Al procurorilor, facem alt consiliu în timp de o săptămână, parlamentul numește sau cine acolo numește, nici nu mă interesează, n-am dorit să mă documentez, îl numește și președintele țării, parlamentul, guvernul, selectează
respectivii candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. Și în timp de 2-3 săptămâni, domnul va apărea propunerea de eliberare domnului Stoianoglu. Dacă el va refuza să plece de bună voie, adică să-și dea demisia, cea mai simplă ieșire din situație, cred eu, după câte am sunt informat, ar fi demisia domnului procuror Stoianoglu în bază de cerere. Dar am înțeles, există și foarte, deci, mulți încrezuți că domnul Stoianoglu nici de cum nu scrie așa asemenea cerere. Și eu zic că domnul Stoianoglu va face o greșeală mare dacă nu va scrie o asemenea cerere. El riscă, dacă va refuza propunerea președintelui, propunerea președintelui viitorului parlament, propunerea primului ministru sau mai știu eu cum să dea demisia, el va risca mult. Eu cred că domnul Stoianoglu are mult schelet în biografia sa și ceea ce a făcut el în privința domnului Platon, deci va pune fără îndoială, dacă va fi o dorință clară politică, să fie pus sub diferite acuzări. De la cele mai simple articole până la cele mai dure și mai complicate, inclusiv articolul 284 Cod Penal al Republicii Moldova. Eu întotdeauna le-am spus, eu când am avut posibilitatea să discut cu procurori, când ei mă aristau și mă aduceau în față, ei, polițiștii mă aduceau în fața procurorilor, întotdeauna i-am preîntâmpinat că mai devreme sau mai târziu, unii din ei va trebui să răspundă. Poate deci atât Dumnezeu m-a ferit de putea să se întâmple cu mine și alte situații, mult mai dure și mai complicate, putem să ne mirez la pușcării sau și mai, încă mai problematic. Dar iată, am ajuns la situații când, iată, există un partid care are majoritatea și în Parlament și va forma guvernul și are și președintele său ca reprezentant al acestui partid. Și sperăm că în sistemul justiției Republicii Moldova vor fi schimbări foarte esențiale. Dacă nu vor fi, vom vedea. Eu am zis că mă întorc în Republica Moldova și voi fi aici până când, de acum nu mai plec nicăieri, nicătând chiar, voi sta la pușcării, nu voi sta, deci asta mare importanță n-are, cred că nu voi sta, nici de cum că acolo nu sunt niciun fel, dar o să lupt împotriva celor care m-au persecutat 15 ani și nu numai împotriva. Iată, a fost eliberată doamna, știi, Izabela Timofeeva, doamna a stat 5 ani, a spus, în 7 ani tot și 5 ani în una singură în celulă. Deci ea a pierdut, a devenit invalid de gradul 2, ea spune, ei au dat acolo invalid de gradul 3, o să vedem ce invaliditate are, dar ea a pierdut aproape toți dinții din gură, deci spatele, deci este șira spinării, deci acolo. A fost distrus femeia fiind absolut nevinovată. Eu tare bine am făcut cunoștință cu dosarele ei, două dosare, ea în total are 4, mai este unul pe rol, tot așa pentru a-și asigura, ca procuror să-și asigure, deci interesele, nu dă Dumnezeu că doamna să înceapă lupta împotriva lor și să înceapă să fie ei aceștia trași la răspundere. Pentru altele, unul din dosarele doamnei Izabela Timofeeva a fost făcut de procurorul care a fabricat de procurorul care mi-a fabricat și mie dosarul ăsta care astăzi e în instanță de judecată. Și băieții, el astăzi e judecător. Să închipui. El a fost promovat ca judecător din cauza că a îndeplinit indicațiile șefilor și a făcut dosare la stânga și la dreapta și el era în tot. El de două ori a plecat din procurator și două ori a fost în tot ca să continue dosarele. Să închipui. Ce oameni avem în instanțele, în organele de procurator și instanțele de judecată. Și iată, deci, iată o variantă de a-l înlătura, deci garantat pe domnul actualul procuror general de funcție, schimbarea, modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii. Foarte ușor se face și foarte repede. Să nu zic pe urmă cei de la PASC nu au știut sau, iată, există punctul 2, ultima propoziție al punctului 2 din articolul 125 cu indicele 1, care le permite foarte ușor, timp de o lună, două, dacă nu trei, mă rog, asta de cum e problemă de timp, problemă de tehnică, ca să numească procurorul care îl dorește guvernarea actuală. Mai departe, iată băieții spun ei acum complicii lui Plohotniuc, îi asigură pe toți că voi nu vă temiți, voi ați făcut tot legal, noi am făcut tot legal, toate schemele noastre au fost legale și așa mai departe.
și nu, vă, nu aveți grijă de soarta voastră. Căutați-vă de treabă, adică faceți mai departe, stați așa pe poziții, nu dați înapoi absolut. Iată, una din problemele care procuratura nu vrea să se restructureze, cerința că nici de cum, nu trebuie să vă retrageți învinuirile, nu trebuie să schimbați modul de activitate. Iată, o sumedenie de femei stau în pe, și iată, poate cu ocazia asta trebuie să mă adresez și doamna, să mă adresez în special doamnei Maia Sandu, președintele țării, să atrag atenție că în pușcările de Moldova stau ilegal o sumedenie de femei care au copii acasă și ele ar trebui grațiate, poate, și eliberate din pensia și trebuie să-și educi copiii. Deoarece stau nevinovate în pușcări. Și eu poate o să mă ocup de această problemă, vreau să mă ocup, mai ales pentru trafic, așa numit trafic de ființe umane, care procurorul au făcut o sumedenie de dosare, le-au fabricat, pur și simplu. Și există dovezi, există dosare concrete. Eu am, de exemplu, iată, chiar acum pe masă, la mine deja de un dosar fabricat cu traficul de persoane. Dar asta o sumedenie. Și deci, iată, vreau să spun și a doua modalitate de eliberare, de soluționarea problemei procuraturii și procurorului general. Ei spun că au făcut reform acest sistem de hoție, inclusiv prin schimbarea legislației, schimbarea Constituției. Iată, ei au schimbat Constituția referitor la procurorul general, la Consiliul Superior al Procurorilor, și au scris și lor le pare acum că procurorul general nu poate fi atins, el este numit 7 ani, el este absolut legal instalat și nimeni nu poate schimba. Propunerea trebuie să vie de la subalternii lui, să închipui. Deci procurorii singuri s-au ales șeful și ei, de acum problema principală lor acum să nu cumva să dea înapoi. Nu cumva Consiliul Superior al Procurorilor să fac propuneri de eliberare a domnului Stoianoglu, că atunci se dărâmă toată sistema lor. Dar iată, ei, făcând această modificare, ei au crezut că gata. Deci, în principiu, în 2016, când a fost introdus iată, sistemul ăsta, Consiliul Superior al Procurorilor, cu procurorul să fie ales pe 7 ani, ei au finalizat, iată, toată sistemul acesta pentru care l-au pregătit pentru a conduce țara mai departe, adică a fura și a dilapida și în continuare, adică 10-20 de ani ei s-au gândit. Deci, adică în 2016 ei s-au gândit pentru 2036-2040, că ei vor sta la putere până atunci. Dar au făcut o greșeală imensă. Până la schimbarea articolului 124, era scris în Constituție că procuratura efectuează urmărire penală și supravegherea urmăririi penale. Și iată, când ei au făcut aceste modificări, această înscriere în articolul 124 a decăzut. Adică e scris în articolul, în punctul 3 articolul 124, e scris competențele, modul de organizare și funcționare a procuraturii stabilește prin lege. Nu prin Constituție, dar prin lege. Adică actuala majoritate de parlamentare are și președinte, are majoritatea în Parlament, are guvernul, ea poate face din procuratură tot ce vrea. Poate în general să lipsească de dreptul de a intenta dosare penale. Toată această structură care este astăzi la procuratură cu fabricarea dosarelor penale poate fi lichidată aproape automat. Și tot în puternicele competenții procuraturii, dacă, de exemplu, toți procurorii și domnul Stoianoglu spun că noi nu ne ducem, noi vrem să mai stăm, nu știu ce, nu ne place guvernarea și așa în parte, poate fi transmis competențele Ministerului de Interne. Și procuratura să rămână numai cu supravegherea anchetelor penale. Și îți închipui ce va fi? Atunci, Ministrul de Interne îi va face un dosar penal domnului procuror general, care nu vrea să ducă din funcție, de exemplu. Și o să vedem cum dumnealor o să simtă, dacă se vor împotrivi. Că ei au înțeles că ei se vor împotrivi. Nu știu cum ei se vor împotrivi, dar decizia e luată să se împotrivească, cu orice preț. Iată, eu vreau să fac această declarație. De acum, cred că eu să te rog pe tine să ai grijă să ajungă cât la mai mulți.
deoarece este foarte important. Deci problema se pune, deci, cum zice, dur să fim sau să nu fim. Adică să rămână cei care au fabricat dosare la comandă, au asigurat furturile și au participat la aceste furturi. Sau să se ducă, să vină alții care poate să schimbe ceva. Și încă a treia variantă. Parlamentul poate schimba oricând codul penal. E, codul penal este o lege. Nu este constitu, nu trebuie două treimi. Orice articol din codul penal poate fi dat în competența anchetătorilor din Ministerul de Interne. Centrul ăsta național anticorupție, poate el nu trebuie lichidat, dar trebuie transmis Ministerului de Interne. A, ceva nu... Merge, se aude, se vede, da. Centrul ăsta poate trebuie național anticorupție trebuie transmis Ministerului de Interne. Procuratura anticorupție lichidată. Iată, asta ar fi, din opinia mea, una dintre cele mai posibile variante. Așa că eu... Se aude, da? Da, măcar se aude acum. Da. Deci, da, eu am dispărut, dar de ce n-am... Bun. Deci, eu vreau să cam termin, dacă deci avem o legătură nu chiar bună, o să vedem mai pe urmă. Să le... Spun domnilor anchetători, domnilor procurori, că trebuie să se poarte omenește cu oamenii, să nu sperie că mulți din ei vor rămâne în funcție și de asemenea să atragă atenție că Parlamentul poate lua orice decizii adoptând anumite legi și foarte repede soluționând problema Procuraturii, Procurorului General și altor demnitari care se vor împotrivi noi guvernări. Noua guvernare, dacă va acționa legal și obiectiv, nepărtinitor, va descoperi situații incredibile în sistemul organelor de drept. În anchete, la CNA, mai ales la Procuratura Anticorupție, la CNA și Procuratura EPRP de acolo. Și nu știu dacă cineva, dacă va avea interesul să se discurce în aceste în situații de la CNA și Procuratura Anticorupție, nu degeaba ei se bat atât de tare. E ceva incredibil. Grupările criminale acolo și în general în poliție, deci sunt foarte bine organizate, dar însă ei au acționat atât de obraznic, atât de incompetent, atât de încrezuți în sine, că au ignorat orice reguli, nu mai zic de lege, orice regulamente, au făcut tot ce le-a trecut prin cap. Acum poate va veni timpul să răspundă și eu vreau să-mi aduc aportul la această situație în favoarea asigurării ordinii în aceste domenii. Deoarece le cunosc destul de bine. Unii spun că eu, nu știu ce, vreau să ajung președinte, procuror. Eu nu am tins niciodată, eu am avut posibilități, respectiv, acum poate îmi pare rău că nu am dat consimțământul, dar ceea ce s-a întâmplat cu mine, ceea ce s-a întâmplat cu mulți alții clienți ai mei, este ceva incredibil. Iată faptul, deci, că CEDO a luat două hotărâri absolut ilegale în cazul Gemini. Este incredibil, dar aceasta este și nimeni nu vrea să audă de această situație. CEDO a fost mințit, obraznic. Și tot asta cunosc, toată Procuratura Anticorupției cunoaște. Eu cred că Procuratura Generală cunoaște situația. Eu cred că cine a dorit din organele, din funcționarii înalți din organele de drept, au cunoscut și cunosc situația ce s-a întâmplat la RSA Gemeni. Și aceasta nu numai s-a întâmplat nu numai la această întreprindere. Cam atât pe azi. Mulțumesc. O seară bună. Ținem legătură. Știi, da.